Ce înseamnă pentru dumneavoastră să conduceți destinele unei asemenea instituții de prestigiu ale Armatei Române și a sistemului medical românesc? Este o provocare și pot să spun că mandatul meu poate va fi sub semnul acesta al provocării. Nu este ușor. Suntem într-o perioadă destul de dificilă pe plan uh, național în ceea ce privește reforma în sănătate uh, și pe plan mondial. Suntem într-o criză care este încă în derulare iar eu ca femeie în fruntea acestui spital pot să spun că nu am o misiune ușoară. Sunteți prima femeie care conduceți acest spital, cât de greu este de coordonat o astfel de instituție? Este destul de greu, fără a mă văita și fără a fi un om care căruia uh, nu-i plac uh, greutățile sau în, încercările. Este greu pentru că este o instituție mare, are uh, 1000, în jur de 1500 de angajați. Problematica este complexă pentru că avem atât medici cu uh, încadrarea lor și cu tot, tot ce înseamnă profilul medical, cât și partea administrativă pentru a asigura buna desfășurare a actului medical și atunci trebuie să, fiu, să fim cu toții foarte atenți la modul în care manageriem acest, acest, lucru. Adică eu sunt doar un reprezentant, sunt doar managerul acestei instituții, dar conduc împreună cu o echipă de oameni care mă ajută și mă susțin în ceea ce doresc să fac eu și la un moment dat ceea ce doresc să fac acest spital. Este greu să reușești într-o lume a bărbaților, practic? E o întrebare interesantă, mai ales că este pusă de un bărbat, dacă ați fost femeie poate că ar fi fost mai ușor de explicat. Este destul de greu, este și nu este, pentru că nu mă simt discriminată de faptul că sunt femeie, eu am tot sprijinul ca desfășurarea acestui act de conducere să fie la cel mai înalt nivel. Poate că uneori este mai ușor, pentru că o femeie poate să deschidă niște uși, să-și să prezinte mult mai bine uh, doleanțele uh, unor bărbați, pe de-o parte, iar pe de-altă parte n-aș vrea să fiu privită uh, ca o femeie în sensul în care nu aș putea să mă descurc, să, mă, uh, să rezolv, să manageriez niște probleme care sunt importante și pe care teoretic ar putea să le rezolve doar un bărbat. Câte reprezentante ale sexului frumos lucrează în această unitate? Cât din activitatea spitalului este realizată de acestea și dacă sunt reprezentate doamnele în toate departamentele sau secțiile? Activitatea femeilor în cadrul spitalului este foarte bine reprezentată. Peste 50% din, din activitatea spitalului și din personalul încadrat reprezintă femei, aproximativ 60, chiar mai mult, 67%, între 67% 70%. Ele sunt reprezentate la toate nivelurile, atât la partea medicală cât și la partea administrativă și datorează spitalul foarte mult activității femeilor. Pentru că femeile sunt mai, și asta poate nu neapărat că eu sunt femeie, dar cred că oricare dintre noi poate să confirme acest lucru, sunt mai atente, mai prudente, mai dedicate muncii poate mai responsabile uneori și cred că ele sunt foarte importante pentru activitatea acestui spital și pentru realizările obținute. Ce proiecte vreți să dezvoltați în cadrul Spitalului Militar Central? Care sunt prioritățile prioritare? Care este cel mai important proiect dintre ei? Am foarte multe gânduri și foarte multe proiecte. Este important să le ierarhizăm puțin, Important, un alt lucru foarte important pe care vreau să vi-l transmit este că toate proiectele mele le corelez cu ceea ce doresc oamenii acestui spital și cu ce înseamnă amplasarea spitalului în societatea română de astăzi și asta înseamnă, de fapt, modernizarea Spitalului Militar Central. Poate principalul proiect sau cel mai important care ne animă pe noi acum este să obținem recunoașterea la nivel național a ceea ce Spitalul Militar este dintotdeauna. Spitalul Militar Central este Spitalul Militar Central de când a fost el înființat. Deci noi am vrea să fim înscriși în rândul spitalelor regionale, care au adresabilitate în rândul celor șapte spitale regionale la nivelul Ministerului Sănătății, care au adresabilitate și pot rezolva cazuri complexe de pe teritoriul țării. Și cred că această recunoaștere de fapt este... poate veni automat, având în vedere adresabilitatea noastră. Bineînțeles că va trebui să mai facem mici restructurări, mici modernizări ca să ne putem încadra în standardele necesare. De asemenea, în procesul de modernizare a spitalului trebuie să ținem cont și de faptul că suntem într-un an în care se implementează mai mult reforma în sănătate, în care va apare cardul electronic, va apare dosarul electronic al pacientului și noi trebuie să avem grijă ca să ținem pasul cu ceea ce se întâmplă în societatea contemporană, să nu rămânem în urmă. Avem o adresabilitate foarte mare, trebuie să avem grijă de calitatea actului medical pentru a ne menține această adresabilitate. De asemenea, este foarte important să dezvoltăm proiectul de modernizare a spitalului prin modernizarea clădirilor, prin uh, uh, modernizarea aparaturii, pentru că uh, nu suntem la cel mai înalt nivel în toate secțiile. Avem secții care sunt foarte bine dotate, dar sunt secții care trebuie, uh, la care aparatura trebuie aprădată deci, după cum vedeți, paleta de, de cum să spun, de, um, activități pe care trebuie să desfășurăm este foarte larg. De asemenea, un proiect foarte important în care noi suntem deja îngrenați și um, la care sperăm să obținem finalitate cât de curând este proiectul telemedicinei în sensul în care noi, fiind spital militar cu central, cu adresabilitate foarte importantă, vrem ca la specialiștii acestui spital să poată acorda asistență prin intermediul telemedicinii pe întregul întregii țări și la nivelul teatrelor de operații din afara țării, deci acolo unde avem probleme deosebite. Câți pacienți sunt tratați în decursul unui an în SMC și câți doctori și asistente se află pe teatrele de operații în prezent? În spital sunt tratați prin internare la pat, deci internare continuă între 47.000 și 50.000 de pacienți anual. De asemenea, există un număr foarte important de internări de zi, care poate să fie în jur de 30.000, și peste 100.000 de consultații medicale în ambulatorul de specialitate. În ceea ce privește numărul de doctori aflați în teatre, noi personal nu am fost încă implicați la nivelul spitalului militar central. Aceasta ține mai degrabă de medicina operațională, care este dirijată la nivelul Statului Major General. În momentul în care ne sunt solicitate, ne este solicitată prezența la nivelul teatrelor de operații, bineînțeles imediat ne conformăm în acest sens și avem o număr mare de doctori care doresc să participe. În funcție de specialitatea necesară, noi ne oferim serviciile. Ceea ce privește personalul, cum stați? Există un deficit? Sunt spitale în țară care... Există, avem aproximativ 300, peste 300 de funcții neîncadrate față de statul nostru de organizare. Suntem, așa cum știți și dumneavoastră, și este situația la nivel național, putem să încadrăm acum în, în lumina ultimei ordonanțe raport de 1 la 1. Deci, pe măsură ce se liber, vacantează un loc, noi putem să-l încadrăm. Încercăm să, să suplinim posturile de deficitare pentru că noi trebuie să acordăm o șansă și celor tineri. Și asta este un lucru pe care poate nu l-am subliniat încă eu și echipa de conducere a Spitalului Militar Central crede foarte mult în șansa pe care, care trebuie acordată oamenilor tineri, pentru că aici este, de fapt, viitorul acestei țări. Așa cum nouă ni s-a fost acordată această șansă atunci când am fost rezidenți și tineri specialiști, sperăm ca și noi, la rândul nostru, să putem acorda această șansă colegilor noștri mai tineri. Și în acest sens ne străduim ca să armonizăm necesarul de servicii și adresabilitatea foarte mare cu numărul de medici și de asistente medicale care să poată fi încadrate. De la dumneavoastră pleacă medici, eu știu, în străinătate, medici, asistente? Da, mai sunt, mai sunt în general, pentru că poate nu neapărat că noi -am putea să, nu putem să oferim la momentul respectiv această uh, posibilitate de a fi încadrat de persoane respective, Însă ce pot să vă spun este că dacă acum câțiva ani această tendință era mult mai crescută în ultimul an, chiar uh, un singur doctor a plecat, uh, nu ne-a făcut plăcere că a plecat, însă este opțiunea dumnealui. Ne străduim. În programul de reorganizare și modernizare a spitalului vom pune accent mare pe investigațiile imagistice de înalt nivel, pe introducerea uh, uh, spitalului în programele naționale de sănătate la această categorie. Vom dezvolta un compartiment de radiologie intervențională la care vor fi uh, angajați doi medici tineri care de-abia au terminat, uh, unul dintre ei are experiență de câțiva ani, iar celălalt de-abia a de -abia terminat rezidențiatul pe această specialitate. De asemenea, spitalul, secțiile spitalei vor fi uh, compartimentate și gândite în funcție de adresabilitate și de necesarul uh, uh, actual în, din Sistemul Național de Sănătate. Asta înseamnă că veți mări și ambulatoriul de specialitate? Veți aduce personal? Este o altă întrebare și mă miră că dumneavoastră cunoașteți foarte bine înseamnă ceea ce presupune reforma în sănătate trebuie să introducem, să dezvoltăm ambulatorul de specialitate, o să încercăm în acest an poate varianta în care putem funcționa doar ca ambulatori de specialitate, dar intenția la nivel național este de a funcționa ca ambulatoriu integrat, adică medicii spitalului se poate acorda consultații în ambulatori de specialitate. Pentru că, după cum știți, la nivel național se pune problema ca marea parte a internetelor să fie evitate și ca investigațiile să fie făcute pe măsura în care se poate la nivelul ambulatorului automat noi, dacă nu ne vom deplasa activitatea, nu, vom, nu ne vom echilibra activitatea spitalului cu ambulatorul de specialitate, vom fi deficitari, o să avem o problemă. Dar eu cred că aceasta va fi, de fapt, linia de dezvoltare a spitalului pe, aceast, pe în acest domeniu. Departamentul de Oncologie, îl veți mări, îl veți, veți mai aduce oameni? Da, de asemenea, apartamentul de oncologie este uh, subdimensionat față de necesar. De fapt, uh, el nu este subdimensionat pe hârtie, el pe hârtie este bine gândit. Problema este că n-am putut să încadrăm atât cât trebuie, însă având în vedere necesarul de, uh, și faptul că bolile uh, oncologice au un, o tendință de creștere extraordinară, Că noi avem o mare adresabilitate, acum având în vedere că s-a dezvoltat compartimentul, a fost de curând sau va fi dat în folosință cât de curând la întreaga capacitate, secția de, va fi dată secția de radioterapie. Automat numărul de pacienți care se adresează spitalul nostru este foarte mare. Și deci noi ca să asigurăm consultații de calitate și să fim eficienți, va trebui să încadrăm acest, pe de-o parte, probabil că unul sau doi doctori la nivelul spitalului și, de asemenea, în ambulator de specialitate, cel puțin un medic. Ce le transmiteți femeilor în această zi specială de o martie? Le doresc să fie sănătoase, să aibă încredere în forțele lor, să știe că Dumnezeu a dat această menire să fie femei, să fie mame, să fie fice, soții, să nu se neglijeze niciodată, să nu uite că trebuie să-și păstreze acolo undeva, în adâncul sufletului, un moment de sinceritate, un moment care să fie numai al lor, să aibă încredere că sunt puternice, poate mai puternice decât bărbații, chiar dacă sunt sexul slab, și că totdeauna acolo undeva sus cineva le iubește. Și ultima întrebare. Cât timp ați, ați acordat carierei pentru a ajunge în această, în această funcție? Am devenit student la medicină militară la 18 ani și pot să vă spun că de atunci a fost tot timpul un șir întreg de momente în care m-am perfecționat. Deci de la 18 ani și până acum am 49 de ani, mă ocup mai de perfecționare profesională și în ultimii ani și managerială. Așa cum am spus, gândesc că uh, această perioadă în care voi fi comandantul spitalului am un mandat de 3 ani până în ianuarie 2017 va fi o perioadă destul de incitantă pentru mine, nu va fi deloc ușor. Sper să reușesc tot ce mi-am propus. De asemenea, va fi destul de greu pentru că trebuie să dezvolt și să fac șac medical după la sfârșitul programului de programului ca și comandant pentru că este foarte greu să nu practici. Pacienții tăi au nevoie de tine, sunt atașați și eu vreau să le, să le rămân aproape în continuare. Deci, pentru trei ani sunt comandant, sper să fiu mai puțin doctor pentru trei ani, dar nu voi întrerupe această activitate și încerc să mă achid cu bine de toate obligațiile.